Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Bună seara, vă salut, dragi prieteni. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, ne auzim aici în Piața Victoriei. E adevărat, vă spuneam și săptămâna trecută, mi-ar fi plăcut să ne auzim așa cum o facem noi de obicei, să vorbim despre educație, despre școli, dar iată că vremurile ne forțează, ne obligă să ne adaptăm și să ne conectăm un pic mai mult la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vom vorbi și astăzi despre evenimentele care marchează prezentul Ucrainei și prezentul nostru al tuturor, pentru că, iată, sunt efecte care vin peste noi și ne-au dat cumva lumea peste cap. Aș vrea să vă propun în seara asta o discuție despre ceea ce fac românii de data asta. Știți foarte bine, în ultimele zile ați văzut că sunt valuri de refugiați, iată, aproape 80.000 de oameni care au ajuns la noi în țară și am observat cum n-am mai văzut-o de mult, vă spun cu toată onestitatea, un val uriaș de compasiune, de implicare, o mulțime de oameni care au sărit în ajutorul refugiaților din Ucraina. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi și aș vrea să îi cunoașteți pe doi dintre oamenii care, iată, mai bine de 10-11 zile sunt acolo în prima linie și au făcut tot ce ține de ei, au făcut imposibilul, practic, ca familiile care vin din Ucraina să aibă adăpost, să aibă masă, să aibă tot ce le trebuie, să se simtă în siguranță. Îi spun bună seara și bine ai venit, Marian Rădună, de la Geeks for Democracy. Mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara și la mulți ani doamnelor care ne ascultă și doamnelor din studio. Cu asta ar fi trebuit, într-adevăr, să începem, dar uite că trăim niște vremuri în care nu ne mai putem bucura de lucruri, iată, care ne aduceau încântare în alte vremuri. Marian, e complicat acum de discutat ce se întâmplă la granițele de răsărit ale țării noastre, dar tu ești unul dintre oamenii care au fost acolo încă din primele zile și te-ai ocupat de tot ce a însemnat organizarea, transportul, cazarea refugiaților din Ucraina. Știu, ai să mă contrazici și ai să-mi spui că nu sunt refugiați, am citit ce ai scris și e foarte adevărat. Sunt oameni, sunt familii, copii, femei, bătrâni, de care noi trebuie să avem grijă, este o obligație morală. Aș vrea să te rog să-mi povestești cum a fost de la început, cum ați reușit să vă organizați, care au fost, nu știu, principalele probleme de care v-ați lovit. Eu m-am dus sâmbătă la Siret, împreună cu colega mea Alina de la Geeks, în ideea în care să observăm nevoile oamenilor care vin, pentru că noi doream să deschidem un call center în București pentru acești oameni, call center de suport, call center care va fi deschis pe 10 martie, deci peste două zile. Am mers cu Alina acolo, ideea e că sunt oameni și ONG-uri, foarte, foarte multe ONG-uri, sunt oameni din societatea civilă care s-au organizat încă de joi. Adică oameni care au preluat, au fost din primul minut, au fost acolo și au oferit suport. Și s-au organizat ad hoc pe mai multe categorii. Vorbim de parte de translatori, vorbim de parte de transport, vorbim de parte de cazare, mâncare și tot ce aveau nevoie oamenii. Deci, societatea civilă s-a organizat rapid și pot să spun că, din punct de vedere al colaborării cu autoritățile, eu personal în Siret am lucrat foarte bine cu autoritățile, împreună cu colegii din ONG-uri. Asta, dacă îmi dai voie, asta este o informație foarte importantă, pentru că, na, uite, poate noi de aici de la București vedem lucrurile astea un pic mai puțin. Este vital ca instituțiile statului să se implice, să fie prezente acolo. Și spune-ne dacă lucrurile astea au contat, dacă au avut, nu știu, relevanță față de cei care intră la noi în țară, pentru că îmi povesteai înainte să intrăm în direct de fapt, de credibilitatea, de încrederea pe care o inspiră sigla la unui autocar trimis de o instituție locală. Da, contează foarte mult. În primul și în primul rând, ce am văzut sâmbătă, aș vrea să povestesc, pentru că oamenii au sărit să ajute, lucru lăudabil, dar în momentul în care mămica cu doi copii veneau către ea 3-4 persoane cu alimente. Și atunci noi am discutat împreună cu toate ONG-urile și cu autoritățile, să încercăm să ne organizăm puțin, pentru că resursa e limitată, inclusiv de voluntari. Și trebuie să avem grijă de oameni ca să putem să-i ajutăm pe oamenii ăștia. Și atunci să punem alimente,
produse de igienă la produse de igienă și să existe acel flow standard din momentul în care un om intră în țară, ce pași parcurge omul respectiv. Și lucrurile s-au întâmplat. Eu aș vrea să-l aud acum pe Ștefan Mandachi și pe echipa lui și ceilalți oameni de bine din o grămadă de organizații de acolo și vreau să le mulțumesc pentru că greu ei l-au dus. Adică împreună cu autoritățile, dar da, ca să fac o paranteză, să-ți răspund la întrebare, scuză-mă, a contat foarte mult în momentul în care un om, o mamă, se urca în microbuzul de la ISU, în microbuzul acela roșu. Și oamenii de la ISU făceau drumuri între Vama, Siret și Suceava sau puncte de campare, să spun așa, în zona Siretului. Da, Marian, mă gândesc că și oamenii vin cu, nu doar cu încărcătura emoțională și cu sperietura, nu știu, cu care scapă de sub din zonele alea în care zboară gloanțele pe acolo, dar mă gândesc că sunt și expuși unor dezinformări, teorii ale conspirației, cine știe ce așteaptă în România. Sunt convins că vin cu bagajul ăsta de informații, nu? Au fost povești nespuse, să spun așa. Adică au fost zvonuri că îi duc în lagăr, că ideea e că oamenii nu erau informați. Și atunci, împreună cu autoritățile, s-a gândit acei pași. În primul rând, să nu fie separate familiile. S-a întâmplat, din păcate, dar familiile nu sunt separate, pentru că sunt oameni care aveau pașaport biometric, oameni care aveau pașaport standard. Între timp a venit o directivă europeană prin care oamenii care au și pașaport standard sunt ok și nu au nevoie de, să spunem, de intervenția celor de la imigrări. Și oamenii erau panicați, unde ne duc? Și tocmai de asta primul pas pe care trebuia să-l facem noi românii era să vorbim pe limba lor. Și atunci cei mai importanți oameni din România, din punctul meu de vedere, primul pas sunt traducătorii și translatorii. Pentru că și noi ne confruntăm cu găsirea de resursă umană pentru call center și am găsit o soluție care mi se pare mult mai ok. Dar o să vă povestesc puțin mai târziu dacă avem timp. Da, cu siguranță o să ne găsim timp. Să știi că îl vom avea în direct în aproximativ, nu știu, 5-7 minute și pe Pavel Florin. Este unul dintre oamenii care de mai bine de o săptămână asigură transportul refugiaților. Ne povestea că a ajuns inclusiv până la Odessa. Astăzi este, cred, în Chișinău și îmi doresc din tot sufletul ca de aici din regie să îl putem prinde într-un moment în care să poată vorbi cu noi. Aș fi vrut să te întreb, până reușim noi să luăm legătura cu Florin, cam care este traseul unei familii care intră la noi în țară, cine îl preia, ce se întâmplă cu el, unde ajunge, câți dintre ei rămân în România, câți dintre ei vor să plece mai departe? Prima oară trec de poliția de frontieră, după care sunt preluați de către translatori, traducători, și atunci traducătorii întreabă de ce au nevoie și în funcție de... E oarecum un checklist prin care îți dai seama dacă omul vrea să rămână în România, dacă nu vrea să rămână încotro, vrea să îndrepte, pentru că sunt soluții de transport. Sunt trei locuri în Suceava de unde se pleacă spre vestul Europei. Dacă vor să ajungă la București sau dacă vor să ajungă la Cluj, în funcție de răspunsurile lor, sunt oameni care știu ce vor. Sunt unii care știu ce vor, sunt unii care nu știu ce vor. Și atunci au nevoie, au plecat, vor să au nevoie doar de un loc unde să stea, să se liniștească, după care să gândească la viitorul lor. Foarte mulți consideră că în două săptămâni se întorc acasă. Noi ce putem să facem și ce au făcut și încă o dată, le mulțumesc tuturor. Eu sunt nimeni în comparație cu cei care sunt acolo și, repet, mă simt puțin prost pentru că eu sunt aici și ei sunt acolo. Ei, oamenii au nevoie de suportul nostru. Știi? Deci primul pas este cu translatorul, cazare, transport și mai departe să ne gândim pe partea de alimente, partea de educație, cum putem să integrăm și să uite puțin de necazul
care i-a făcut să ajungă în România. Da, Marian, să știi că am observat în ultimele zile că sunt foarte mulți oameni care vor să ajute. Am sesizat lucrul ăsta inclusiv la noi prin școli și eu sunt în legătură cu foarte mulți profesori, cu mulți părinți, cu mulți elevi și cei mai mulți dintre ei întreabă cum putem fi de ajutor. Probabil că știi deja, s-au făcut campanii în foarte multe unități de învățământ prin care se strâng, nu știu, alimente, medicamente, haine. Care crezi că ar trebui, care sunt prioritățile? Adică dacă ar fi să le transmitem un mesaj oamenilor de bine, cel puțin ăștia din școli de care știu eu și care vor să dea o mână de ajutor, de ce ar fi nevoie în momentul de față? Care ar fi produsele, lucrurile, habar n-am, de care e nevoie cel mai tare acum în momentul ăsta? Eu cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem noi împreună cu autoritățile, să identificăm unde sunt oamenii care au rămas în România, ca să știm unde putem să mergem să-i ajutăm, în care sunt comunitățile care găzduiesc oamenii, să știm care sunt nevoile lor. Tocmai de asta pornim acest call center, să-i rugăm să sune și să ne spună de ce au nevoie, pentru că noi putem să presupunem acum, că tu m-ai întrebat și eu aș putea să spun, da, ok, sunt foarte multe mame cu copii mici care au, bineînțeles, nevoile lor și trebuie să fie niște condiții optime pentru creșterea copilului, să poți să-l schimbi, ai nevoie de Pampers, de lapte praf. Fiecare vârstă are nevoile, că avem copii amândoi și fiecare vârstă are nevoile ei, să spunem așa. Și atunci eu, părere personală, eu aș recomanda în primul rând să știm unde sunt oamenii și de ce au nevoie. Și atunci să începem oarecum interogarea cu ce au nevoie, cum putem noi să ajutăm. Și e lăudabilă solidaritatea românilor și este wow. Și am mai avut-o și în pandemie, dacă vă aduceți aminte, chiar acum 2 ani, când mai era puțin și începea starea de urgență, și oamenii au fost săritori și știm foarte bine cu toții că am fost solidari. Dar, repet, aș face o inventariere, dacă pot spune așa, să știm un audit unde sunt oamenii, cu ce putem să-i ajutăm și ar trebui să gândim, nu știu, la un fond de solidaritate, ceva de genul ăsta, care să fie transparent pentru toată lumea și să încercăm să facem o chestie centralizată pe zone, unde să se ducă cu alimente, cum am fost noi la cumpărături la ușa ta. Stabilisem niște pachete standard, pentru că nu se moare de foame în România în momentul de față și sper că nu să fie prea curând vreo grijă de asta. Da. Cu alte cuvinte, e nevoie și de bănuți, deci să luăm în considerare și treaba asta. Colegii mei din regie îmi spun că e posibil să fim în direct cu Pavel Dragoș. Florin, aveam emoții un pic. Bună seara, Florin, ne auzi? Bună seara! Mă bucur tare mult că te aud, aveam emoții, mă gândeam acum că poate nu ești într-o zonă cu semnal. Să știi că te așteptam cu nerăbdare, sunt aici în studio alături de Marian Rădună de la Geeks for Democracy, de asemenea, la fel ca tine, unul dintre oamenii care dă o mână de ajutor familiilor care intră la noi în țară. Știu că ești unul dintre cei care a asigurat transportul, chiar din prima zi, dacă nu mă înșel, pentru sute de oameni. Te rugăm să ne povestești puțin care sunt lucrurile care te-au impresionat, care sunt dificultățile pe care le-ai întâmpinat în perioada asta, cât să ne facem o idee cum anume te putem ajuta, cum te pot ajuta instituțiile statului pe tine și cei ca tine care dau o mână de ajutor acum la graniță. E o poveste foarte lungă de zis. Ar trebui să stăm la telefon, cred că 2-3 ore, că e mult de zis. Ce să zic, de la noi a început acest ajutor umanitar dintr-o glumă, să zic așa. Pe Facebook o fată la Iași, pe nume Smaranda, a găsit un anunț precum două gravide, gen anunț în felul următor: suntem două persoane jumătate și doi căței, sau două pisici, ne poate ajuta cineva, ne scoate din Odessa. Fata aceasta a văzut prima oară anunțul și a publicat și mai departe, era pe un grup umanitar din Ucraina. Și a văzut mai departe și ea, dar mai departe anunțul, a întrebat pe grupul nostru de Facebook și numai bine că eu, fiind printre mulți alții care am văzut acel mesaj a domnișoarei Smaranda, i-am contactat în privat și i-am spus că pot ajuta eu, că dețin o firmă de transport și că te pot ajuta cu microbuz de 1+1, merg fără costuri, fără nimic. Și așa a pornit aventura noastră. De la 6 persoane, practic, am avut prima cursă, normal erau 2 persoane jumătate și 2 pisici, am ajuns să scoatem din Ucraina sute de persoane greu încercate în momentul de față. Da, Florin,
Eram curios să te întreb acum, că mă gândesc că cursele pe care le-ai făcut în Ucraina n-au fost chiar alea pe care le facem noi spre Valea Prahovei într-un concediu sau într-o vacanță, nu? Povestește-ne puțin cum a fost drumul înspre Odessa, de pildă. În primul traseu care l-am avut din, am plecat din Focșani, am întâmplat ceva probleme în vamă la Isarcea, la intrare spre Ucraina, cu tot felul de întrebări. Ce cauți în Ucraina? Ce faci? Este periculos? Nu ai voie să mergi? Așa, totodată, după ce am plecat, mi-am continuat drumul după un șir de controle în vamă, la Isarcea, din partea autorităților ucrainiene. Controle foarte, foarte mari. Dar pe traseu totul s-a intrat în normal, mai bine că la început, înainte cu 30 de km de a intra în Odessa, armata cu tancuri, cu tot, controle la fiecare intersecție. Ce să zic, totul a fost ok la intrare în Odessa, am găsit persoanele, acele, până la urmă s-au strâns 6 persoane, am mai găsit 2 studenți și încă o doamnă gravidă. A decurs totul normal, din punct de vedere al traseului pe dus, cum ar veni. Pe întors, pot să spun la aceleași treburi, cu controle din sat în sat, la fiecare pod, fiecare intersecție mare din partea armatei. Controle foarte, foarte mari. Am încercat să ocolim o parte unde se anunța bombardamente și am ocolit-o undeva pe malul mării. Un drum foarte, foarte dificil, cum se vede și în preza americană și povestindu-ne de acel canadian, că am avut și un domn canadian în mașină. Dar într-un final am ajuns în vamă la Isarcea, ținând cont de toate dificultățile pe traseu, în care am stat aproape 20 ore în vamă să trec mai departe către România. Din punct de vedere al autorităților, n-am cerut niciun ajutor financiar, s-a adică un ajutor din partea dânșilor să ne poată fluidiza traficul nou, care încercăm să ajutăm, nimic altceva. Ok, deci rețin că una dintre solicitările, rugămințile voastre este de a da o mână de ajutor la fluidizarea traficului la graniță, pentru a nu-i mai ține pe oameni și pe cei care fac transport, care dau o mână de ajutor în sensul ăsta, să nu mai stea cu orele la graniță. Ne povestea Marian un pic mai devreme că după ce stai 6 ore în graniță, sigur că femeia cu 2 copii de mână nici nu mai știe ce vrea, cum o cheamă și unde vrea să ajungă. Florin, aș fi vrut să te mai întreb, ce-ți povestesc oamenii, ce-ți spun oamenii în momentul în care se urcă în mașină, că ai niște ore de mers cu ei pe drum? În primul rând, asta a fost prima cursă cu microbuzul, care v-am spus-o mai devreme. După aceea am avut o cursă mult mai dificilă, de acolo am vrut să ajung, m-aș fi impresionat foarte, foarte tare. Am plecat din Focșan cu un autocar. Fiind singur, am plecat prima oară până la Chișinău. La Chișinău trebuia să încarc un grup de 50 de persoane aduși de alte autocar din Odessa. Trebuia să-i preiau de la Chișinău să-i duc la București. Numai vine că acel grup, eu întârzim foarte mult, normal, în vamă la români și la moldoveni, bineînțeles, am fost nevoit, acel grup a plecat, că vă dați seama, peste el până 6-7 ore, s-au organizat autoritățile din Moldova și au transportat către București un autocar de la dâns și de la oraș. Totodată am rămas peste noapte, am făcut pauza de 9 ore până dimineață și am plecat în vama la Palanca, asta fiind vama, fiind Moldova cu Ucraina. Și de acolo, la fel, erau foarte puțini, mulți veneau și așteptau în partea sălaltă neamuri de până în România, prieteni, sau aveau alte, erau foarte mulți voluntari și, ținând cont că sunt voluntari, au împărțit pe fiecare unde merg, București, Iași și așa mai departe. Într-un final am reușit să aducem din Odessa colegii care se ocupau de acele programe, zic așa, acele, le luau în evidență persoanele pe listele de rezervări, că nu s-a cerut bani de la nimeni niciodată, nici măcar un cent nu s-a luat. M-au sunat că, Dragoș, mergi către Odessa, avem un grup de 47 de persoane la Odessa, la un centru comercial foarte mare din centrul Odessei. M-am dus acolo, acea doamnă care ne-a ajutat cu persoanele să le adunăm în acel loc, o doamnă super ok, super de treabă, chiar nu mai rețin numele, era ucraineană, vorbea și un pic română, m-a așteptat acolo și era ea cu soțul și copilul fiind de vreo 14 ani, 15 ani acum înșel, a venit la mine și a început să plângă foarte tare din cauza că ea nu poate părăsi Ucraina din cauza soțului, crestea cu soțul și copilul, a mers mai departe cu
mătușa lor, mătușa copilului a mers în România. A fost o, oricum, toți când am văzut în Ucraina, au început să plângă tot, nu cred dacă o să vin, că ținând cont că se anunța bombardament în acea noapte în Odessa, deja nu se mai putea ieși din oraș. Noroc cunosc mare a fost că ne-a armata ucraineană ne-a escortat imediat din acel centru comercial și ne-a scos în afara orașului. Ne-a dat voie să mergem mai departe. Da, Florin, încă o întrebare. Știu că ești pe drum și aș fi rost să te întreb cum te putem ajuta sau cum te pot ajuta cei din țară, în afară de instituțiile statului și în afară de etapa asta în care e nevoie de fluidizarea traficului la graniță. Ești unul dintre cei care, iată, face curse pentru a duce oamenii în țară aici în siguranță. Dacă sunt lucruri pe care, nu știu, organizații sau oameni sau instituțiile statului le pot face pentru a-ți fi de ajutor în sensul ăsta? Ce să zic, nu prea pot să zic nimic din cauza că noi ne-am organizat prin ONG și s-au strâns donații, s-au făcut sponsorizări pentru a plăti aceste drumuri. Că vă dați seama, sunt niște costuri cât de cât ridicate. Eu mai am un autocar de închiriat cu tot cu motorină, șofer și așa mai departe, undeva la 5-6 mii de lei. Undeva la 6.000 de lei, ținând cont că e Focșani, Chișinău, București, înapoi Focșani, sau 1.000 de kilometri. S-au strâns bani, ne-am mai apelat la anumiți domni generoși în țară, fetele care se ocupă de la Salvați Copii, tot așa, și deocamdată ne descurcăm. Nu cerem bani nimănui, dacă se fac sponsorizări de bine, dacă nu ne oprim, cât timp avem banii necesari pentru aceste transporturi, ajutăm cu drag. În regulă. Eu, de exemplu, nu sunt plătit, nu iau niciun ban, totul fac voluntar. Tocmai de asta mi se pare absolut excepțional gestul pe care îl faci. Dragi prieteni, am fost în direct cu Pavel Dragoș, Florin. Florin, îți mulțumim din suflet că ți-ai făcut timp să vorbești cu noi și îți ținem pumnii și toată recunoștința noastră pentru efortul tău. Mulțumesc frumos! Marian, iată foarte mulți oameni care s-au oferit absolut voluntar, absolut nu știu, din suflet așa să dau o mână de ajutor. Să știi că citeam zilele astea pentru că am urmărit cu atâta atenție, cu atâta atenție tot ce se întâmplă acolo și n-am putut să nu văd că sunt și voci care reclamă la un moment dat niște teorii de astea absurde. Da, dumne, dar de ce nu-i ajutați voi pe copii amărâți de la noi din țară? Da, de ce ajutați pe ăia? Da. Și nu pot să nu mă întreb de unde vine reacția asta, pentru că din ce-mi dau seama, oamenii care ajută acum sunt tot cei care au ajutat dintotdeauna. Sunt cei care au fost aproape de, nu știu, organizații precum Salvați Copiii sau cei de la Magic Health sau multe asociații și oameni, pur și simplu oameni obișnuiți care au fost aproape de copii aflați în nevoie, de persoane bolnave. Iată că din nefericire mai apar și voci de astea, nu știu, nu mi le explic. Oamenii te judecă indiferent de situație, măcar să mă judece pentru ceea ce fac, nu pentru ceea ce nu fac, așa că invit și pe dânsii să, dacă identifică copii care au nevoie de ajutor, să-i ajute dânsii. Adică pentru, pentru că e de treabă. Din păcate avem de treabă în România și avem multă, multă treabă. Exact. Acum trebuie să spun că chiar dacă ne-au luat un pic evenimentele pe dinainte și toată atenția și privirile noastre sunt în direcția refugiaților care intră la noi în țară, știi foarte bine că trebuie să păstrăm așa un ochi și pentru ce fac mai marii noștri, pentru că iată zilele astea în Parlament se întâmplă tot felul de ghidușii, tot felul de propuneri legislative, care mai de care mai interesante, cum ar fi cele prin care să mai spălăm plagiatorii, deși inclusiv aici la Europa FM am avut o discuție cu Emilia Șercan în care ne-a explicat foarte clar cum se întâmplă lucrurile astea și de ce se întâmplă. Iată că unii politicieni, cel puțin, sunt, nu știu, imuni la lucrurile astea și când prind momentul mai încearcă să strecoare câte o propunere de genul ăsta. O să-mi rog colegii din regie să-mi spună dacă suntem în direct cu Antonia Pup. Bună seara, Antonia! Bună seara și la mulți ani de Ziua Femeii! Mulțumesc pentru invitație și vreau să încep prin a mulțumi colegilor din societatea civilă și cetățenilor pentru modul în care s-au mobilizat, inclusiv noi, chiar dacă suntem mai la vestul țării, deci departe cumva de granița cu probleme, ne-am mobilizat și vrem să ajutăm și e bine că suntem uniți. Exact. Să știi că trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că tu faci parte și tu reprezinți o organizație care stă în fiecare zi
cu ochii pe ce proiecte legislative mai apar în Parlament și atunci când constatați că sunt unele în neregulă, voi sunteți cei care ridicați repede mânuța acolo și semnalați, faceți lucrul ăsta public, ceea ce mie mi se pare absolut senzațional. Te rog să ne spui ce anume ai găsit zilele astea și ce nu e în regulă printre propunerile legislative din Parlament. În cadrul proiectului pe care noi l-am început chiar în luna aceasta, în luna martie, monitorul educației extemporal parlamentar, ne propunem să analizăm, cum bine ați spus, modul în care se legiferează educația din România. Pentru că am văzut că cel puțin legea educației naționale a fost modificată de peste 200 de ori și de foarte multe ori fără o fundamentare reală, astfel încât astăzi nu mai arată deloc cum era filozofia ei în 2011. Eu eram cu ochii pe o lege, pe o lege care poartă o denumire, mă rog, mai tehnică, PLX 614/2022, poate dorește vreun ascultător să verifice cu ochii săi, care avea această aparență a inocenței, că dorește să reglementeze modul în care acționează mediatorii școlari în comunitățile dezavantajate, respectiv să mai adauge un post de inspector școlar județeni pentru aceste grupuri dezavantajate, dar, atenție, care să fie numite în urma consultării unui grup parlamentar. Deci avem inspectoratul școlar, care e dedesubt de minister, și grupul parlamentar al minorităților naționale vrea să-și pună oamenii în aceste structuri. Și de încă de atunci am dat seama că este ceva problematic. Legea a primit un raport favorabil în Camera Deputaților, care nu este Camera Decizională, dar care totuși este comisie de raport și se pronunță asupra legii, la jumătatea lunii februarie, și de atunci a fost înregistrată pentru a merge la Camera Deputaților la plen pentru vot. Și am constatat cu multă uimire, pentru că nu am mai văzut așa ceva până acum, că a apărut ieri pe site un raport de înlocuire. Căutam să văd când va avea loc următoarea ședință a Comisiei de Învățământ și am dat peste acest raport, în care s-a strecurat foarte atent, chirurgical, introdus între amendamentele de formă introduse deja și adoptate de comisie, un amendament care vizează amnistia plagiatorilor care au obținut titlurile de doctor înainte de aprobarea legii, adică înainte de 2011. Practic se acorda un drept de amnistie generală pentru toți deținătorii de doctorate cu probleme înainte de 2011, cu o formulare, cum am spus, foarte alambicată și care, de fapt, nici măcar nu a ajuns în atenția comisiei. Adică a fost introdusă efectiv fără niciun fel de consultare. Da, Antonia, iartă-mă două secunde. Deci, cu alte cuvinte, în vreme ce, iată, vorbim cu oameni care îți dau de ceasul morții să aducă sute mii de refugiați în țară să le găsească adăpost, casă, masă și tot ce le trebuie, prin Parlament mai apare așa câte o chestie. Bine, să știi că nu mă pot abține să spun că dacă pe tine te-a uimit acum, pe mine, după ordonanța 13, nu mă mai uimește nimic. Adică n-am nicio îndoială. Singura modalitate prin care putem preveni astfel de năzbâtii legislative, ca să nu le spun altfel, e să stăm cu ochii pe ei în continuu, așa cum o faci tu și colegii tăi. Aș fi vrut să te întreb cam care e stadiul proiectului legislativ acum și cam care sunt perspectivele pentru a fi modificat și să nu rămână în forma asta. După ce ieri am adus în atenția publicului ce se întâmplă și ce ni se pregătește, pentru că proiectul urma să fie votat astăzi, am văzut luări de poziție din partea unor politicieni din opoziție, din partea unor jurnaliști, și aici vreau să-i mulțumesc doamnei Emilia Șercan, doamnei profesor care a semnalat la rândul ei problema și cu care m-am coordonat, pentru că m-am dus în primul rând la cineva care știam că are autoritate în acest domeniu, ca să vedem care este problema. Amendamentul care ar fi blocat retragerea titlului pentru acești deținători de doctorat cu probleme a fost retras de către deputatul care l-a și introdus și care spune că a fost o interpretare eronată, că de fapt el nu a vrut să facă așa ceva, că nu a vizat nimic. Aș vrea să-i dau și numele, pentru că este important ca ascultătorii să știe. Este vorba despre domnul Cătălin Manea, deputat din partea grupului Minorităților Naționale, care apare ca unic semnatar al acestui amendament.
Acum, eu nu știu dacă ne ascultă domnul Cătălin Manea, dar i-aș transmite să... Domnul Manea, să știți că eu la școală, dacă îmi greșesc un an de domnie al lui Ștefan cel Mare, sau dacă e o greșeală gravă, de obicei, nu știu, la o greșeală de asta primesc o sancțiune, se întâmplă ceva. Tare sunt curios să văd dacă și în Parlament, când faci cât o greșeală de asta, care poate schimba un sistem întreg, nu, care poate acoperi o hoție cât ca asta, dacă se întâmplă, dacă există repercursiuni, sau e doar așa o... Să nu mai faci a doua oară. Da. Antonia, te rog. E imunitatea parlamentară care până la urma urmei le oferă acest statut. Cred că mai ales în momente de genul acesta, adică avem totuși un război, statul chiar dacă nu ar trebui să fie un stat obez, îi zic eu, adică care să intre peste tot în viața cetățenilor, ar trebui să fie un stat cu autoritate. Un stat care oferă legitimitate și ne indică cumva un set de repere după care cetățeanul de rând să se ia. Iar în momentul în care parlamentarii practic nu își respectă acest statut, avem situații în care statul este decredibilizat și noi asta vrem să încercăm să facem prin proiectul Monitorul Educației, să redăm generației tinere, adică generației de elevi, tineri din România, studenți, încrederea în legislativ, pentru că vedem cât este de important să apărăm democrația acolo când vedem că chiar la granița noastră oamenii se luptă efectiv fizic pentru ei. Da, până intrăm în direct înapoi cu Antonia. Marian, iartă-mă, deci nu pot să mă abțin. O ascultam pe Antonia mai devreme și nu-mi vine să cred. Deci, în vreme ce se întâmplă lucrurile astea la graniță, iată, în Parlament, câte o șolticărie de asta. Cum îți explici? Pentru că și tu ai suficientă experiență în monitorizarea năzbâtiilor care mai apar prin Parlament. Pentru că pot și au impresia că oamenii nu sunt atenți. Și watchdogging-ul ăsta e foarte important și fericitări Antonii și colegilor. Da, mi se pare incredibil că după... Totuși a ieșit dita mai scandalul, a ieșit dita mai chestia asta publică în urmă cu nici 2-3 luni în legătură cu doctoratul prim-ministrului Ciucă. Și cum la 2-3 luni să faci iar o chestie de genul ăsta? Cât de inconștient să fii? Sau cât să crezi că societatea asta doarme și nu chiar nu observă? Sfidarea parlamentarilor față de oamenii din societatea civilă și față de cetățeni, votanți. Da. Antonia, revin. Înțeleg că avem din nou legătura. Aș fi vrut să ne mai povestești așa foarte pe scurt, cred că mai avem vreo 2-3 minute la dispoziție. Spune-ne ce faceți voi acolo prin proiectul respectiv, că iată, e o lentilă pusă pe demersul legislativ și mi se pare un lucru foarte bun. O să avem mai multe secțiuni pe care le dezvoltăm în cadrul proiectului. În primul rând, îndemn cetățenii să se uite pe pagina proiectului nostru. Suntem și pe Facebook și pe Instagram, unde explicăm foarte interactiv ce se discută în Parlament. O să livrăm cetățenilor agenda parlamentară pe educație în fiecare săptămână. O să analizăm declarațiile politice, că și acolo de multe ori se strecoară tot felul de fake news-uri care mai apoi rămân cumva întipărite în mentalul colectiv. O să explicăm de fapt care sunt principalele aspecte care reglementează educația din România, mai ales pentru că anul acesta se pare că o să avem o nouă lege a educației naționale și e bine să fim vigilenți și lucizi în modul în care va fi ea reglementată. Și o să deschidem mâine apelul de contributori, pentru că o să avem o echipă de editorialiști în spate cu care vrem să construim o echipă de tineri. Deci să vă uitați pe pagina noastră, că o să aveți multe lucruri interesante. De mâine încolo chiar o să vă puteți și înscrie. Așa vom face, promit. Și să știi, rămâi alături de noi, pentru că citam zilele astea pe rețelele sociale că se vorbește despre un proiect legislativ privind mobilizarea bărbaților între 35-60 de ani și deja sunt unii care s-au apucat de făcut genoflexiuni, flotări, că nu de alta, dar trebuie să fie în formă. Și voi care sunteți cumva, reprezentați organizații care stați așa cu ochii pe tot ce înseamnă noutate legislativă, aș fi vrut să, dacă nu ne puteți spune acum sau oferi detalii, măcar pe viitor așa să... Exact, să ne dați câteva detalii, nu de alta, dar să nu facă vocare, va avea un stop cardiac de la flotările alea.
Ok, îți mulțumesc tare mult, Antonia, pentru ce, tot ceea ce faci cu colegii tăi și vigilența de care ai dat dovadă zilele astea. Mă întorc la tine, Marian. Mai avem 2 minute la dispoziție, 1 minuțel. Aș fi vrut așa un cuvânt de încheiere pentru toți oamenii care te-au însoțit, care sunt în acest moment la Siret. Încearcă să ne-i descrii puțin, să ne-i povestești, că noi când auzim despre voluntari, noi de aici din București, nu știu dacă avem o imagine foarte clară, noi, în general, ca societate, n-avem reflexul ăsta al voluntariatului. Voluntariatul e cum? E o chestie pe care o faci fără bani? Nu se poate așa ceva. Cine sunt oamenii ăștia care fac voluntariat? Sunt oameni normali, oameni care lucrează, care după job vin și stau până noaptea târziu pentru că se lucrează în ture, oameni care pleacă de lângă familii și ajută alți oameni. Așa cum avem și noi, o să fac o paranteză și dacă îmi permiteți un minuțel, nu mai mult, vreau să povestesc despre call center-ul care se va deschide pe 10 martie. Call center-ul pentru de solidaritate, cum îl numim noi, se deschide la Impact Hub, așa cum l-am avut și pe cel de la pentru DSP București, și o să mai avem o locație în Pipera, în zona de nord a capitalei. Este un call center, o să dau și numărul, dacă se poate, o să fie numărul 0377-300-300, deci 300-300. Noi ne dorim foarte mult să ajutăm pe toate spețele, dacă pot spune așa, pentru că să avem răspuns vis-a-vis de cum poate să acceseze servicii medicale, cum poate să obțină cazare, cum poate să, ce documente trebuie să aibă. Adică sunt date oficiale, care sunt date comunicate de către autorități, doar că ele sunt puse într-un loc și colegii mei, colegele mele au făcut un script ca să răspundem. Vă spuneam mai devreme că sunt foarte importanți translatorii. Sunt cei mai importanți oameni din România ca să putem să-i ajutăm pe acești oameni. Și atunci ne-am gândit, pentru că am văzut că s-au înscris 400 de voluntari, 150 pentru call center, dintre cei 150 avem doar 35 de vorbitori de ucraineană sau de rusă. Și acum ce am făcut, și fac un apel către 20 de secunde și mă ierți, un apel pentru ascultătorii Europa FM, dacă sunt oameni care au luat în gazdă să ajute oameni din Ucraina, ne-ar ajuta tare mult acei oameni, pentru că îi deconectăm de la durerea lor și ar putea să devină voluntari ei să ajute, să le răspundă, pentru că vom avea coordonatori care cunosc ucraineana, rusa și inclusiv engleza. Și alături de colegii noștri care au gândit scriptul, ucrainienii ajută ucrainienii și împreună putem să trecem împreună peste asta. Deci să nu uitați, 0377-300-300, noi din 10 martie pornim, nu știm, o să fie ceva nou și pentru noi și le mulțumesc partenerilor noștri de la ANIA și Impact Hub și mai este o bancă, dar nu-i dau numele dacă cred că n-am voie. Mulțumesc frumos! Excelent! Mariană, sunt recunoscător pentru tot ceea ce faci și pentru recomandările. Este meritul voluntarilor de care spuneai tu, Marcel, și sunt mulți. Sunt mulți oameni extraordinari pe care i-am cunoscut. Sunt oameni care... Mi-a trimis iar cineva o poză, am testat și eu un centru mobil, își pusese o perfuzie pentru că deja avea 10 zile de stat și ceda. Și de asta spun, e foarte important să ne organizăm și să protejăm voluntarii, pentru că fără ei o să ne fie mult mai greu. Da. Dragi prieteni, iată un val de solidaritate nemaipomenit zilele astea la noi în țară, pe care mi-aș dori să-l văd în mod firesc, normal și de acum înainte. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici în Piața Victoriei. Vă îmbrățișez, ne auzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.